Scandalul dintre Brigitte și Florin Pastramă continuă de această dată. Soțul vedetei a transmis un mesaj neașteptat la scurt timp după ce Brigitte a sărit din nou la gâtul lui. Dacă este vorba despre o lovitură sub centură sau dacă vrea să fluture steagul păcii, ne spune colega mea Violeta Miron. Violeta, te ascultăm. Bun găsit, Ramona. De o săptămână de când Brigitte a făcut anunțul și a spus că divorțează de Florin Pastramă, au început să curgă și mesajele din partea amândurora și parcă fiecare mesaj, fie că este din partea lui, fie că este din partea ei, parcă sunt ca un răspuns pentru celălalt. Și după ce Brigitte a spus și motivele pentru care a ajuns să divorțeze, și anume că a lăsat să se înțeleagă că ea nu prea ar fi fost fericită în cei 3 ani de căsnicie și că ar fi fost târâtă prin mai multe scandaluri care nu i-ar fi aparținut, Brigitte a transmis și un mesaj în care a folosit cuvântul leneș, mesaj care pare să fie cu direcție către încă soțul ei. Bineînțeles că răspunsul nu s-a lăsat așteptat prea mult și a transmis și Florin la rândul său următorul mesaj. Vă voi da o inimă nouă, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Rămâne de văzut ce a vrut Florin să dea de înțeles prin aceste cuvinte și dacă au fost sau nu cu direcție către Brigitte. Cert este că ea pare din ce în ce mai convinsă să meargă până la capăt, având în vedere faptul că deja a renunțat la numele Pastramă, așa cum se poate vedea și pe pagina ei de Facebook, și a revenit la numele Năstase. Însă nu a făcut curățenie, ca să spunem așa, printre albume, printre fotografii, asta pentru că încă mai păstrează pozele în care este alături de Florin, dar rămâne de văzut pentru cât timp își vor mai găsi loc și acela în cutia cu amintiri. Violeta, mulțumesc, mergem mai departe.